Pericol de avalanșă în toate masivele din județul Hunedoara după ce astăzi a nins abundent, iar stratul de zăpadă a depășit 30 de centimetri grosime. Salvamontiștii avertizează pe turiști să nu se aventureze pe munte, în special în zonele de creste la peste 1400 de metri altitudine. Potrivit meteorologilor, vremea va fi deosebit de rece până la sfârșitul săptămânii, iar temperaturile vor fi cu 8-12 grade sub mediile multianuale. Meteorologii au emis o avertizare cod galben de intensificare ale vântului, predominant în ninsori în întreg județul, și o alta de cod portocaliu în sudul județului, de ninsori abundente, temporar viscolite și strat consistent de zăpadă, ambele fiind valabile de astăzi ora 10:30 și până mâine la ora 14. E o ninsoare proaspătă, grea din cauza cantității mari de apă din consistența zăpezii, risc de avalanșă în zonele montane de la peste 1400 de metri altitudini, cam în toate masivele din județul Hunedoara, în speță Parâng, Retezat, Țarcu, Godeanu, deci în zonele de creastă unde nu există vegetație mai ales și zăpada e depusă pe suprafețele înclinate mai mari de 25-30 de grade. Ați avut solicitări până acum din partea turiștilor? Până acum nu, însă bine că cu această ocazie putem să le transmitem deocamdată să nu se aventureze în zonele de creastă, pentru că zăpada este foarte grea, instabilă și cu siguranță vor pleca avalanșe pe fețele încărcate cu zăpadă, mai ales pentru doritorii de schi extrem, schi de tură, care probabil că urmăresc acum și starea vremii și și-au propus să meargă la schi de tură. Însă, deocamdată, ar fi bine să stea să aștepte tasarea zăpezii sau scurgerea avalanșelor în zonele respective.